Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Bună ziua, stimați telespectatori! Suntem invitați și avem onoarea de a fi prezenți astăzi în clinica Asclepion. Pentru cele mai bune condiții de funcționare, o să rog pe doamna manager al acestei clinice, doamna Doina Crețu, să ne prezinte și să ne spună de ce suntem invitați aici și să prezinte, bineînțeles, și pe onorații personalități care sunt aici invitați. Vă rog! Mulțumesc! Bine ați venit la clinica Asclepion! Într-adevăr, am lansat această invitație și vă mulțumesc cu acest prilej pentru răspunsul pozitiv pe care l-am primit din partea dumneavoastră. Și să trecem direct la subiect, care este motivul acestei invitații. Păstrându-ne în linia cu care sperăm că am obișnuit atât medicii cât și pacienții noștri de a veni cu ceva nou, de a veni cu ceva inovativ în cadrul clinicii Asclepion, nu de mult am lansat tratamentul cu bioplasma, poate vă mai aduceți aminte. La momentul acesta suntem în situația de a vă prezenta faptul că în cadrul clinicii Asclepion o să implementăm și o să introducem un tratament nou, tratamentul cu plasma îmbogățită plachetar. Este un tratament ale cărui beneficii o să le aflăm imediat de la sursa directă, de la unul dintre furnizori. Ceea ce vreau eu să precizez este faptul că acest tratament, după cum spuneam, este unul inovativ, are o aplicabilitate foarte largă ca domenii medicale, drept dovadă și varietatea mare a specialităților care sunt reprezentate aici prin distinși colegi. Și, după cum se știe, orice inovație, orice noutate în domeniul medical are nevoie și de un suport tehnologic. Acest suport tehnologic ne este acordat de firmele partenere din Spania, din Islanda și, bineînțeles, din România, firme din partea cărora avem prezent la noi aici unul dintre directorii generali, persoană care în continuare ne va face o prezentare, ne va puncta care sunt principalele caracteristici ale acestui tratament. Eu vă mulțumesc deocamdată pentru participare. Îl invit pe domnul director să înceapă prezentarea tehnică, dosarul științific al tratamentului, după care o să continuăm cu discuții și întrebări și răspunsuri pe această temă. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. O să începem cu o scurtă introducere vis-a-vis de plasma bogată în plachetă sau terapia PRP, platelet rich plasma. Vorbim de un medicament din propriul organism, plasma bogată în plachete se poate aplica pe orice fel de țesut, în orice regiune a corpului și pentru o refacere accelerată, redarea funcționalității naturale a țesutului afectat într-un timp mult, mult mai scurt. Virtuțile tratamentului cu plachete sunt cunoscute de mai mulți ani, fiind aplicate începând cu 1981 în recuperarea rapidă a sportivilor de performanță, evident. Ca și un reper istoric, este de reținut anul 1981, ce am spus mai devreme, când deja se obțineau rezultate foarte bune în această ramură medicală. În prezent, pentru regenerarea nervilor, oaselor, mușchiului cardiac, vindecarea rănilor dificile, îmbunătățirea aspectului pielii, în acest moment, injectarea de plasmă bogată în plachete este un tratament revoluționar, care are la bază o idee simplă, aceea de a folosi vindecarea și regenerarea țesuturilor, resursele interne ale fiecărui organism. Printre cei mai importanți factori implicați în aceste procese complexe, se numără plachetele sau trombocitele, celulele care se găsesc în sânge și care intervin imediat post-traumatic, asigurând atât oprirea sângerărilor,
cât și vindecarea plăgilor. În fapt, plachetele sunt niște rezervoare care conțin peste 40 de factori de creștere, implicați în regenerarea țesutului conjunctiv și epitelial, creșterea producției de colagen, formarea de noi vase de sânge și așa mai departe. Care ar fi efectele clinice? În primul rând, accelerarea vindecării traumelor cu diferit grad de severitate, atenuarea simptomelor clinice ale traumelor, cum ar fi, spre exemplu, durerea, edemă, roșeață, mobilitate redusă și, bineînțeles, reducerea perioadelor de recuperare. Efectele biologice, intensificarea proceselor de regenerare la nivel celular, stimularea formării de fibre elaste, osteoblaste și condrocite, intensificarea proceselor de colageneză, osteogeneză și angiogeneză, îmbunătățirea circulației sanguine și a metabolismului. Domeniile de aplicare, știu că printre dumneavoastră sunt dermatologi, avem stomatologi, chirurgi, sigur, bineînțeles, vorbim în odontologie, la fel vorbim despre chirurgie, da? Dermatologie, chirurgie plastică, reîntinerirea de piele, reducerea cicatricilor, fermitate, albire de piele, injectarea cu grăsime autologă, prevenirea și tratamentul pierderii părului. Vorbim de alopecie. În ortopedie, medicina de recuperare, care a avut ca și startup, să spun, vis-a-vis de, această plasmă bogată în plachete, în tratamentele sportivilor de performanță. Vorbim de medicina sportivă. Ameliorarea durerii după intervenții chirurgicale, recuperarea sportivă, însănătoșirea articulațiilor, întărirea ligamentelor, scăderea inflamației și controlarea durerii cronice. Stomatologie. Evident, pe ortopedie și medicina de recuperare vorbim, sunt tratamente mult mai ample decât ceea ce am spus mai devreme. Stomatologie. Cicatrizarea și maturizarea osoasă în chirurgia maxilofacială și de reconstrucție. Paradontologie și implantologie. Evident că se poate folosi și în extracții. Sunt mult mai multe aplicații în zona stomatologică. În acest moment este chiar folosită la nivel mondial cu regularitate. Neurochirurgia. În neurochirurgie am fi puțin mai rezervați, deoarece în acest moment vorbim doar de studii pe regenerarea nervilor, ceea ce certifică că plasma este eficientă. În cardiologie vorbim de, evident, regenerarea mușchiului cardiac. În oftalmologie vorbim de regenerarea după laseca, xeroma, ochii uscați și, bineînțeles, cercetare și dezvoltare, separarea celulelor, regenerarea celulelor. Avem și medicina veterinară, care maximizează acțiunile terapeutice după intervenții chirurgicale. Da, nu este cazul aici să discutăm despre acest subiect. Aș vrea să-l invit pe colegul meu, domnul Mihai Deaconin, să vă spună câteva specificații importante plasma SPL. Ok, mulțumesc. Ok, după cum am amintit, plasma bogată în plachete nu mai este un subiect doar de studiu sau doar de experiment. Este o terapie oficială, este o terapie folosită. Dar pentru a fi folosit și pentru a obține efecte terapeutice, plasma bogată în plachete trebuie să aibă o concentrație de 4-6 ori mai mare în sânge, ceea ce înseamnă peste 1 milion de plachete per microlitru. Aici foarte mult contează tehnica cu care este obținută plasma bogată în plachete și nu ne referim doar la centrifugarea sângelui recoltat, ci și la dispozitivul propriu-zis în care se recoltează sângele și se separă plasma bogată în plachete. Aici noi venim cu plasma SPL, cu dispozitivul plasma SPL, care obține o concentrație de până la 13 ori mai mare, ceea ce înseamnă peste 2 milioane de plachete
per microlitru. Evident, dacă îmi permiteți, o să explicăm evident și cum ajungem la acest rezultat. Că altfel cum? Există mai multe, în mod natural, ele sunt stresate pentru a intra ca și, evident, le activăm, ele sunt stresate în mod natural, în momentul în care avem orice fel de rană, ele acționează în mod natural în corpul nostru. Ce facem noi? Recoltăm 27 de centimetri cub de sânge, evident, facem o amestecare, omogenizare cu 3 centimetri cub de anticoagulant, care este folosit în aceste cazuri, indiferent de anticoagulant, nu avem o marcă, eu știu, dorită, anume, acest dispozitiv, în acest dispozitiv vom introduce sângele omogenizat cu anticoagulantul, va merge către centrifugă, vorbim de un timp foarte scurt, vorbim de doar 5 minute de centrifugare, la 1700 giro, cred că sunt, dacă nu mă înșel, în acest moment nu am exact date concrete, în revoluție per minut, cred, peste 3000 de revoluții per minut. În momentul în care am terminat acest proces de centrifugare, vom avea deja plasma separată. Plasma, avem două tipuri de plasmă. Evident, plasma bogată, ceea ce spunea colegul meu mai devreme, vis-a-vis de 13 ori mai mare. Cum ajungem la acest rezultat? În momentul în care vom extrage plasma, dispozitivul este special conceput, în așa fel încât de la mare către mic se face extragere. Ce se întâmplă în acel moment este că se stresează respectivele plachete. Avem plasma săracă în plachete și ea va fi extrasă în primă fază. Ulterior, evident, se diferențiază plasma bogată în plachete de cea săracă în plachete prin culoare. Dispozitivul este dotat și cu niște gradații pentru a face această diferență. Avem extrasă plasma bogată, săracă în plachete, plasma săracă în plachete. Ulterior, această plasmă, evident, este, noi avem un dispozitiv, se numește Buffy Controller. Cu acest dispozitiv facem în așa fel încât să avem o precizie de extragere a plasmei, încât să nu avem contaminări de niciun fel, de niciun tip. În acest caz, în dispozitiv avem hematiile care sunt, evident, pot să aibă efecte secundare, cum ar fi inflamația și așa mai departe. Avem plasma bogată. Se poate folosi fără niciun fel de problemă, doar, exact cum și propriul nume o indică, este plasma săracă, îmi cer scuze. După cum și propriul nume o indică, vorbim de mai puține plachete în respectiva plasmă. Plasma, în interesul nostru este să introducem apă în corpul uman, ci să introducem realmente plachete. O să vă explice colegul meu vis-a-vis de precizările, o diferența dintre PRP și PRF. Cred că suntem familiarizați cu acest PRF, plasmă bogată în fibrine. Da? Există o diferență, din punctul nostru de vedere, gigant. De ce? Ceea ce vă spuneam mai devreme este că nu introducem și nu este cazul să introducem apă în corpul uman, și pentru că nu va avea niciun fel de efect, ci să introducem aceste plachete. Te rog. Ok. Precizările privind PRP, PRF și PRGF, plasmă bogată în factori de creștere, în toate trei cazuri vorbim de aceleași trombocite, vorbim de aceiași factori de creștere eliberați. Nu este niciun, nu se adaugă alte trombocite din altă parte, alți factori de creștere. Diferența este dată de concentrația de plachete per microlitru. În cazul PRF, PRGF, vorbim de cantitatea normală de plasmă care se separă în urma centrifugării și de același număr de plachete, care se activează chiar din timpul centrifugării și se activează în mare parte cu activatori chimici. Evident, separarea plasmei, ca să continui ce am spus mai devreme, separarea plasmei de cea bogată în plachete, avem plasma săracă. O avem deja în seringă,
se extrage foarte ușor. Avem dispozitiv, este conceput cu un sistem etanș, fără risc de contaminare, este tratat cu raze gamma. Avem plasma săracă și procedăm spre plasma bogată. Este același procedeu. Se introduce seringa în capătul dispozitivului. Prin mișcare de rotație, această plasmă este ridicată cu precizie. Ajungem la gradație și, evident, din moment ce avem plasma săracă, avem doar cea bogată în dispozitiv. În acest moment, avem plasma bogată în plachete în seringă. Avem un activator chimic, un activator, ce nu este chimic. Asta este încă una dintre diferențele vis-a-vis de piața, aș spune, mondială. Acest activator este un activator mecanic, este conceput, are un fel de labirint, special conceput pentru a izbi plachetele între ele și a le stresa. Realmente avem este același fenomen care se întâmplă în corp. Prin vasele de sânge. Sigur că da. Și mișcarea de activare este simplă. Avem două seringi, dispozitivul între seringi, mișcare de la stânga spre dreapta sau cum vreți dumneavoastră, de 20-30 de ori. Da, vorbim de mai puțin de un minut prin această mișcare. Din momentul respectiv, intrăm pe partea de... putem să o injectăm în situație de dermatologie sub formă lichidă și în alte situații ale medicinei. Avem partea stomatologică, unde se cere... se poate injecta, cred de noi și din ce am studiat, că se poate injecta și sub formă lichidă. Dar majoritatea medicilor stomatologi folosesc această plasmă sub formă coagulată. Și este simplul proces de coagulare. Procesul de coagulare, avem plasma, o punem într-un vas, da? Nu vreau să explic chiar așa, folosim clorura de calciu și în câteva minute avem plasma coagulată, activată și coagulată, pe care o folosim, în implantologie și așa mai departe. Cam atât vorbind despre lucrul ăsta. Aș vrea să încep să mai explic un pic că n-am terminat cu procesul de recoltare a plasmei și din păcate nu funcționează, nu știu de ce, nu funcționează. Aveam un video pregătit pentru acest lucru. Reîncepem chestiunea cu, dacă se poate, o să încep să explic recoltarea. Se face recoltarea sângelui de la pacient, de la pacientul tratat. Recoltarea normală, printr-o, fluturaș, folosim diferite metode. Avem sângele. Bineînțeles, începem acum, de fapt, acum, ce scuze. Extragem în seringă anticoagulantul. Extragem sângele. Evident, cu altă seringă să nu existe contaminare. Așa. Avem sângele cu... Așa, se agită, se omogenizează, se introduce în dispozitiv. Dispozitivul merge către centrifugă, 5 minute, 1700G și după care avem deja plasma separată. Facem prima extracție de plasmă săracă în plachete. Și ulterior, în altă seringă, extragem plasma bogată în plachete. La fel, plasma săracă cât și plasma bogată, plasma săracă ar putea să meargă în puncte de mai puțin interes, dar poate fi folosită, activată și folosită. Plasma bogată, la fel, se activează și merge în zonele de maxim interes, unde se dorește tratamentul. Diferitele specialități medicale, nu știu, dumneavoastră știți mai bine. Cam asta ar fi. Nu este un este un tratament miraculos, dar nu este un tratament greu de obținut. Avem la dispoziție un dispozitiv ce separă plasma, pentru că acesta este diferența este dispozitivul. Plasma este aceeași pe care o cunoașteți.
E clar. Vorbim de plasma miraculoasă, plasma bogată în plachete, regenerare. E clar, e din corpul nostru. Ce poate să fie mai ok decât ceea ce deținem deja în corp? Nu este un medicament, ci este un, este un medicament, dar este un medicament intern. Și nu este necesar să, nu știu, știm deja despre, toată lumea o știe. Diferența o face dispozitivul. De ce? Pentru că există dispozitive care separă și în momentul în care avem o separare, ce se întâmplă? Avem culoare roșiatică. Ce înseamnă asta? Că este cu hemat. Iar este contaminată cu hemat. Nu putem să folosim acest lucru. Nu este plasma naturală. Plasma ceea pe care dorim să o injectăm, să o punem sub, cu care să tratăm un pacient. La fel folosim niște dispozitive care nu au o extragere precisă, cum ar fi, spre exemplu, pipete sau Dumnezeu mai știe ce se mai folosește în acest moment. Vorbim de, cu dispozitivul nostru, vorbim de o extragere precisă, fără niciun fel de risc de contaminare. Adică este imposibil să faci să existe un risc de contaminare. Nu folosim activatori chimici. La fel. Este foarte simplu. Mergem pe partea tradițională, mergem pe varianta autolog pentru acest tratament. Vreau să vă precizez asupra faptului că suntem pregătiți de a vă oferi suportul tehnic pentru obținerea acestui preparat cu care să puteți lucra la cabinetele dumneavoastră. Bineînțeles, medicii care lucrează aici la noi nu este nicio problemă, este mai simplu. Accesul pacienților este în mod direct la serviciile clinicii. Mă refer la medicii, la cabinetele stomatologice care sunt în afară. Deci asta vreau să precizez, că avem infrastructura și suntem organizați pentru a putea efectua aceste servicii la cabinetele respective. În continuare, putem să discutăm liber pentru acest subiect. Știu eu, acele aspecte care vă interesează în mod deosebit. De cât timp ați pus în funcțiune acest aparat și ce statistică aveți pentru a demonstra rezultatele clinice în urma folosirii plasmei? Sigur că da. În primul rând aș vrea să specific că acest dispozitiv deține un certificat medical european, ceea ce certifică în primul rând comercializarea lui și folosirea lui în condiții de tratament. Acest dispozitiv este pe piață de aproximativ 2 ani. Evident că venim cu un istorial în spate și am avut și noi la rândul nostru cu ceea ce s-a început. Vorbim de niște eprubete. Acest tratament pentru noi nu a fost atât de eficient, vorbim de eprubete, încât am decis să concepem și să facem, prin specialiștii noștri, unul dintre ei este domnul doctor Hernan Pinto, un argentinian deja cunoscut pe piața mondială ca și specialist în această ramură. Mai mult decât să vă confirm și să vă... Evident, avem niște materiale, evident, avem niște clienți, printre care clienți de top din lume, și putem să vă punem la dispoziție orice fel de informație doriți, video, cum se folosește, cum o folosesc ei. Există și pe site-ul nostru, evident, video de recoltare și așa mai departe. A fost prima noastră întâlnire pe această temă și prima prezentare. Am venit cu câteva caracteristici generale care să introducă acest subiect în lumea noastră medicală, sau hai să nu spun în lumea medicală, este prea mult, în organizația noastră, pentru că aici suntem o organizație de sine stătătoare. Mă bucur că am alături atât de mulți colaboratori, atât din interior cât și din afară, și deoarece a fost, repet, prima întâlnire pe această temă, am pornit de la câteva considerente generale, să facem o introducere. Într-adevăr, pentru următoarele întâlniri trebuie să ne pregătim mai detaliat cu aceste aspecte medicale. Studii clinice, studii statistice, studii de epidemiologie și ce s-a mai făcut pe partea asta. Atât pe partea de stomatologie, cât și pentru celelalte specialități. Chiar ele se pot prezenta și în cadrul unei întâlniri așa organizate. Acestea, într-adevăr, sunt un pic mai greu de
de inițiat, pentru că programul fiecărui cabinet este extrem de aglomerat și toată lumea este într-o criză de timp teribilă, dar prin mail sau prin alte mijloace de comunicare chiar o să avem grijă să postăm și noi pe site-ul nostru aceste studii clinice, apropo de tratamentele cu plasma, această plasmă îmbogățită, pe care vrem să le inițiem și aici. Și, bineînțeles, să le transmitem prin mail și celor interesați. Da. Toată lumea este entuziasmată și eu vreau să felicit, în primul rând, coordonatoarea acestei clinici, care este curajoasă în a aborda metode noi, cum este intervenția cu plasmă, de exemplu, pe care am aplicat-o și la care am avut rezultate excepționale. Este ceva asemănător cu ceea ce veniți dumneavoastră, însă metoda este alta, dar esența, adică baza de la care se pornește, este această plasmă care într-adevăr trebuie protejată și efectele vor fi pe măsura artei noastre de a o folosi. Evident. Aș vrea să vă mai spun că avem un site specializat doar pe acest produs. Site-ul vă stă la dispoziție, unde la fel găsim video de recoltare, video de prezentare, explicații științifice vis-a-vis de dispozitivul nostru. Mă numesc Cristina Lițcanu, sunt medic stomatolog specialist și implantolog la cabinetul Chris Dent din Piatra Neamț. Sigur că n-am să mai insist, eram și eu curioasă la rândul meu legat de statistici, de cazuistică, o să colaborăm în continuare cu dumneavoastră legat de acest lucru. Referitor la aparat, nu vă pot pune prea multe întrebări pentru că nu l-am văzut, deși am intrat pe site-ul dumneavoastră și am văzut totuși o centrifugă. Noi în domeniul nostru avem deja, am fost la astfel de cursuri, această centrifugă care separă până la 4 fracții și acești factori de creștere, care conțin și celule stem, de fapt ajută la regenerarea țesuturilor. Întrebarea mea este, dacă atunci când injectăm acești factori de creștere într-o zonă anume, zona facială, de exemplu, pentru că și zona facială este de acest interes, în estetica facială, în ce măsură nu se reface și o leziune patologică, de exemplu, sau să se mărească în dimensiuni, o aluniță, un epiteliu proliferat, anumite pete. Deci în ce măsură se regenerează doar țesuturile sănătoase și nu și cele afectate deja? La această întrebare nu am să vă pot răspunde, nu fiind medic. Pentru că ăsta este un risc foarte mare. O să vă punem la dispoziție și aceste informații. Este real. În zona facială, dacă injectăm astfel de factori de creștere, există riscul de a se mări anumite leziuni. Aluniți avem cu toții. Eu știu, niște zone afectate, inflamatorii. În acest domeniu de medicină estetică este folosit, nu știu, într-un procent foarte mare. Tocmai, știm. Ne interesează și pe noi stomatologii, pentru că în curând vom fi și noi abilitați pentru așa ceva. Da? Ei, asta este un lucru îmbucurător. Important, da. Ați spus mai devreme vis-a-vis de centrifugă. Nu este centrifuga produsul pe care noi îl punem la dispoziție. Centrifuga puteți să o achiziționați, evident, prin clinica Asclepion, direct de la noi, cea recomandată de noi. Dar nu este necesar să folosiți centrifuga noastră. Nici într-un caz. Vorbim de dispozitivul de separare. Este un dispozitiv ce merge. Ce înlocuiește acest dispozitiv, ca să înțelegem un pic mai bine, este eprubeta, tradiționala eprubetă, pe care au început să o folosească de la 1980 și au rămas acolo. Mai sunt ceva firme americane, doar că nu fac separarea cum trebuie. Mai sunt ceva dorințe de a reuși de a avea un dispozitiv mai bun, mai tehnologic, care să separe realmente în niște condiții normale această plasmă. Încă n-au reușit. Noi credem că am reușit. Venim cu niște studii, venim cu un dosar științific, explicăm
Și vă spunem din experiență, noi suntem o companie ce lucrăm cu aparatură medicală estetică. Și nu lucrăm de astăzi, vorbim de aparatură medicală, aparatură estetică și avem o amplă, eu știu, un amplu câmp de produse. Acest produs este un dispozitiv de separare. Nu are legătură cu centrifuga. Centrifuga este, evident, el, cum spune și pe site, este, se poate fi compatibil cu orice fel de, cu orice tip de centrifugat. Dorim să existe o centrifugă din zilele noastre. Îmi amintesc că eram rezident pentru că organismul este o taină până la urmă, pentru, cu toate că suntem foarte avansați în descoperirea lui apropo de genomul uman, care este o chestie senzațională. Apropo de ADN, și ca o curiozitate care pe mine m-a frapat, ADN-ul a 7,5 miliarde de oameni de pe glob ar încăpea într-o cutie de chibrituri. Este ceva inimaginabil ce poate să transmită, ce informații poate să transmită acest ADN și, în esență, este minuscul. Vă dați seama, 7,5 miliarde într-o cutie de chibrituri. Este senzațional. Ei, și acum să revin, de fapt, că asta a fost o mică divagație, dar să revin la ce m-ar interesa pe mine. Pentru că am reținut foarte bine, pentru că este un produs care regenerează, care întinerește, vis-a-vis de faptul că el conține și celule stem, care se cunoaște foarte bine, că sunt folosite la ora actuală, inclusiv în această dorință. Mă refer la leziunile medulare, pe care le-am studiat prin marea favoare de a putea să-mi fac teza de doctorat în probleme de neurochirurgie asociate chirurgiei. Dar, la modul concret, este faptul că m-ar interesa patologia legată de intervențiile noastre, respectiv de cicatricile cheloide. Și de ce vă spun că organismul este o mare necunoscută? Pentru că am avut o pacientă odată, de fapt operată de profesorul meu, marele profesor Jvara Ion. Era cântăreață la operă, nu vreau să-i spun numele, dar sunt convins că o cunoașteți, fiindcă este oarecum din zona noastră. Operată de apendicită, jumătate din intervenția chirurgicală era perfectă și jumătate făcuse cheloidă, o cicatrice cheloidă. Oare ce a determinat acest lucru ca jumătate să fie normal și jumătate să fie anormal? Ei, eu văd că aplicație în chirurgie, în loc să intervenim noi din nou cu bisturiul, și să scoatem acea cicatrice cheloidă, care este mai ales pentru stimatele doamne, este inestetică. Adică o astfel de cicatrice, când mergi la o plajă, nu, îți dă un disconfort, adică să nu se vadă, să nu se... Este altceva, pentru că fiecare se respectă, nu? Și vrea să fie... Mai nou și bărbați, normal, că am văzut cabinete de cosmetică pentru bărbați. Ca o glumă și ca o realitate. Dar problema este, pentru că personal m-ar interesa în aceste cicatrici cheloide. Dacă a fost folosit procedeul pentru injectarea lor și care au fost rezultatele. Asta mă interesează, dacă ați putea să-mi răspundeți la întrebare. Da. Nu dețin în acest moment aceste date, dar cu mare drag o să vă pun la dispoziție informație vis-a-vis de acest lucru, prin care o să răspundem exact dacă plasma... Ce am spus mai devreme, această plasmă nu am studiat-o noi. Această plasmă a studiat-o toată lumea. Și nu pot să spun dacă ea a fost folosită în anumite, tratamente, precum acest tratament de care ați amintit. Nu am aceste date, dar cu siguranță o să vă răspund printr-un fișier. Eu aștept răspunsul, stimata doamnă, care este doamna doctor Doina Crețu, care v-am spus că este o pionieră a noutăților și nu orice noutăți, motiv pentru care am toată considerația pentru domnia sa, o să ne
informeze în momentul în care vor parveni rezultatele transmise de către dumneavoastră și normal că noi suntem dornici să aplicăm tot ce este în folosul pacienților noștri. Vă mulțumesc! Acum, de ce mă ridicați la fileu în sensul că pur și simplu avem câteva rezultate, dar eu am trecut peste acest lucru. Iar rezultatele care le avem noi, nu avem o statistică foarte mare, însă rezultatele vis-a-vis de intervențiile chirurgicale sunt excepționale. Efectiv, nu-ți vine să crezi. Noi am mers pe anumite formațiuni la nivelul feței, care au ieșit și în alt, cu alte localizări, dar care au ieșit excepțional. Toți pacienții noștri au fost foarte mulțumiți de rezultate pentru că nu lasă urme. Gândiți-vă că, spre deosebire de electrocautere care lucrează la temperaturi foarte mari, de fapt ele produc o arsură. Ei, această metodă atinge maximum 60 de grade. Lucru ce ne avantajează pe noi, în ce sens? În sensul că nu arde țesuturile, ci produce o coagulare care dă posibilitatea țesuturilor, vis-a-vis de stimatul meu coleg, care este dermatolog, nu? Adică mă adresez, bineînțeles că vom colabora probabil în sensul acesta. Așa, sigur că da. Dar conferă această posibilitate de regenerare, cum vă ziceam, a țesuturilor, încât să nu rămână cicatrici. Lucru care este extraordinar. Mai departe, mergând și acum trecând de la problema dumneavoastră, dar inclusiv pentru cearcăne. Pentru cearcăne, de exemplu, în loc să se folosească blefaroplastie sau alte metode de a le îndepărta, tot prin această metodă se pot îndepărta și foarte simplu procedeu. Gândiți-vă că se fac pliurile acestea ale cearcănelor, și la un moment dat, prin folosirea metodei care s-a introdus aici, ele dispar. Pentru că se produce acea arsură care nu lezează țesuturile în profunzime, în schimb, șterge pliurile care s-au format în urma procesului de îmbătrânire și că nimeni nu scapă de așa ceva. Vreau să readuc discuția la ceea ce întrebase doamna dr. Lețcanu apropo de aplicabilitatea în medicina estetică și dacă acești factori de creștere produc creșteri și pe alte formațiuni decât cele pe care le dorim. Vedeți că în medicina estetică se discută de fapt despre tonifiere, aici domnul doctor Anton poate să mă corecteze dacă greșesc, este de specialitatea dânsului, despre tonifiere, despre umplerea acelor goluri care rămân prin resorția acelui colagenului și așa mai departe. Deci cred că din cauza asta nu se produce și creșterea acelor formațiuni sau știu eu, pentru că rolul său este de a tonifia, de a umple golurile și ce are marele avantaj față de alte preparate care se folosesc, botoxul, acidul hialuronic și așa mai departe, pentru că durata de resorție este foarte îndelungată. Este un produs autolog, este un produs care nu se supune ca orice altă substanță străină acelui proces de rejecție din partea organismului. Remanența sa este mult mai lungă în organism, în tegument, și de aici și rezultatele, bineînțeles, că sunt mult mai bune, mai sunt rezultate notabile față de alte tratamente. Asta apropo de medicina estetică și dacă domnul doctor Anton poate să mai completeze, știu eu, pe partea asta cu câteva elemente. Ceea ce eu m-am lansat în a explica vis-a-vis de dispozitivul nostru. Dacă ar trebui să începem să vorbim despre plasmă, ar fi însemnat să aduc câte un medic din fiecare specialitate și să explice ceea ce face plasma. Nu am cum și nu reușesc să vă pot explica plasma în profunzime. Suntem foarte departe de a trage niște concluzii, nici nu asta ne-am dorit pentru această primă întâlnire.
Mă bucur din tot sufletul că am reușit să ne întâlnim și să avem aceste discuții despre tratamentul pe care sperăm că vom reuși să-l folosim, să-l implementăm și la nivelul clinicii noastre, acest tratament cu plasma îmbogățită plachetar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, vă mulțumim și domnilor directori de asemenea pentru informațiile pe care ni le-au pus la dispoziție. Vă așteptăm în continuare să fiți alături de noi, vă stăm la dispoziție cu toată infrastructura și logistica necesară introducerea acestor tratamente la nivelul cabinetelor dumneavoastră și sperăm în rezultate cât mai bune, în așa fel încât pacienții să fie cu adevărat mulțumiți de ceea ce se întâmplă. Vă mulțumesc încă o dată! Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău.